Liderul fracțiunii Pro-Moldova, Adrian Candu, a declarat că a înaintat un proiect de lege în Parlament pentru o modificare a codului electoral care prevede oferirea posibilității cetățenilor de peste hotare să voteze timp de 2 zile. Foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc peste hotarele țării nu reușesc să voteze în ziua votului. Din mai multe motive. Orică secțiile de vot sunt puține, la număr, orică ele sunt amplasate în locații sau în localități care presupun o anumită distanță față de locul de locuință sau de domiciliu a concetățenilor noștri. Sau au fost cazuri când nu ajungeau buletinii de vot. Experiența altor state și în mod special a României arată că atunci când se organizează bine alegerile de peste hotare și rezultatele sunt diferite sau pot fi diferite. În aceste condiții în care noi trăim astăzi și anume legate de pandemie, se impun alte reguli sau altfel de reguli pentru procesul de vot. Și inclusiv pentru procesul de vot de peste hotare. Iată de ce. Ideea desfășurării alegerilor sau ziua votului pe parcursul a câtorva zile sau cel puțin 2 zile, sâmbătă și duminică, este o idee care a fost discutată foarte mult atât în societate cât și între politicieni. Candu a adăugat că dacă nu e posibil ca acest lucru să aibă loc la alegerile prezidențiale din noiembrie, atunci această prevedere poate fi aplicată pentru următoarele alegeri parlamentare.